Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. Este joi seară, știu că săptămâna trecută ați avut emoții, domnul doctor Adrian Cranta este alături de noi. Îți mulțumesc, Adrian, că ești aici și ți-ai făcut timp. Bună seara, Olga! Știu Bună că seara ești tuturor! ocupat. Bună seara echipei! Mă bucur că sunt Este din nou ocupat, alături de da. voi și aștept să vedem cu ce veniți. Da, asta spuneam, știu cât ești de ocupat și cum faci așa tot felul de schibiții ca să îți faci timp această oră, oră și jumătate pe care o petreci în fiecare săptămână alături de noi. Da, mulțumesc! Vorbim astăzi despre misterele telepatiei și transformării. Este un subiect extrem de interesant și de vast. Și ca de fiecare dată să știi că suntem ochi și urechi. Mulțumesc, mulțumesc frumos. În primul rând, ca în fiecare întâlnire, trebuie să menționez că voi vorbi despre aceste trei subiecte, apelând la cele trei mari instrumente, cele trei, acea triadă care mă caracterizează, și anume medicina energo-informațională și stilul de viață, tehnologia PC Power și, bineînțeles, practica Jinheng Qigong. Qigong medical de vindecare este o practică importantă, mai ales în zilele noastre, în perioada în care trăim acum. Pentru a putea să discutăm despre telepatie, transformare alchimică care apare și teleportare, este necesar să apelăm la ceea ce se numește fizică cuantică sau mecanică cuantică. În general, noi ne învârtim între două mari povești. Pe de-o parte, ne învârtim în lumea aceasta termodinamică. Pe de altă parte, ne învârtim în lumea cuantică. În general, veți observa că dacă noi ne raportăm la lume termodinamică, noi ne raportăm la această lume a particulei, adică are un început, are un cuprins și, bineînțeles, are o încheiere. Dacă ne referim la lumea termodinamică, asta este ceea ce este esențial. Dar dacă ne referim la lumea cuantică, vom observa că este o progresie, o renaștere, o reîncarnare. Deci toate lucrurile pot fi explicabile mult mai ușor. Gândiți-vă că dacă abordăm tabelul lui Mendeleev, un mare gânditor, un mare om de știință rus, care, într-o noapte, a visat efectiv răspunsul la căutările lui, și anume cum să aranjeze elementele într-un tot coerent care să susțină chimia și modul de acțiune al ei, atât în lumea naturală prin biochimie, cât și în lumea anorganică, adică lumea organică prin biochimie și lumea în chimie. Este suficient ca în acest tabel al lui Mendeleev să introducem fotonul și dintr-o dată multe lucruri de acolo capătă alte perspective. Ce se întâmplă de fapt și de ce se întâmplă lucrul ăsta? Ei bine, acesta a fost motivul pentru care mulți fizicieni au învățat să folosească legile mecanicii cuantice și chiar să prezică anumite fenomene bazându-se pe calculele cuantice. Deci, în momentul în care noi nu ținem cont de foton și ne raportăm la tabelul Mendeleev, avem de-a face cu o lume termodinamică, o lume a particulei, în care toate lucrurile sunt bătute în cuie. În momentul în care noi introducem acest foton, această cuantă, deja lucrurile suferă schimbări, iar tabelul nu se mai aplică întru totul. Și atunci, haideți să vedem de ce oameni de știință au căutat să găsească o înțelegere, un concept
prin care se poată să explice foarte multe fenomene ce nu pot fi explicate prin intermediul fizicii termodinamice. De exemplu, când ei au început să studieze mecanica cuantică, au plecat de la lucruri simple, lucruri pe care fiecare dintre noi le trăim. Și în această întâlnire a noastră o să explic aceste lucruri. Și în special o să explic importanța conștiinței. Conștiința care se face remarcată prin puterea observației observatorului către lucru observat. Practic, până acum nimeni nu a reușit să înțeleagă de ce observatorul unui experiment determină comportamentul sistemului și cum anume îl poate face să favorizeze o stare în defavoarea altei. Deci, va trebui să vorbim despre experimente clasice care stau la baza mecanicii cuantice. Despre ce anume vrem noi să discutăm? În principiu, să discutăm în ce mod lumea și tot ceea ce există în jurul nostru este inevitabil influențat de observator. Să discutăm despre o posibilă dovadă a intervenției conștiinței umane în realitatea materială. Deci, la ce duc toate aceste concluzii care apar pe măsură ce noi derulăm experimentele cuantice? Practic, sunt câteva răspunsuri, câteva concluzii. Unu, că realitatea este o hologramă, adică fiecare părticică din realitate reflectă întregul. Că timpul nu există așa cum îl percepem noi, că trecutul, prezentul și viitorul sunt prezente în același loc, iar noi doar le parcurgem. Pe de altă parte, ei spun că liberul arbitru nu există și unii spun că ar putea să existe măsura în care te apuca să practici și să te schimbi, dar ceilalți spun că și acest lucru, ca să te apuci de practică și să te schimbi, este dictat de un anume program, o anume gândire holistică. Și vom începe cu un celebru experiment al celor două fante, anume prin 1965, un fizician celebru a luat premiul Nobel în fizică, anume Richard Feynman, care a afirmat că fenomenul în sine este o provocare ce ne poate duce spre înțelegerea celui mai mare mister al mecanicii cuantice, rămas neexplicat. Cum începem noi acest lucru ca să-l înțelegem? Adică, care este experimentul în sine prin care s-a făcut remarcat? Putem să luăm o cutie opacă, pe un perete al cutiei facem o fantă îngustă, pe peretele opus punem o hârtie fotografică la interior. Dacă vă aduceți aminte, când eram micuți, făceam tablouri pe perete, dădeam cu vopsea fotosensibilă și făceam o deschizătură, o fantă prin care imaginea din afară trecea prin acea deschizătură și se imprima pe perete. Erau niște experimente pe care le citeam noi când eram mici în știință și tehnică și le făceam și ne bucuram de ele. Dar aici experimentul se aseamănă cu această poveste, anume că avem cutia opacă, avem o fantă, avem în spatele cutiei, avem o hârtie fotografică și ea este în interior și dacă plasăm cutia în fața unui emițător fotonic, adică fotonul mai este numit și cuantă, cuantă de lumină, am spus mai adinaori, care se trimită foton și, trimițând foton prin fantă în interiorul cutiei, vom putea observa că hârtia foto înregistrează o dură longitudinală. În mijloc există o parte neagră corespunzătoare zonei din fața fantei pe unde au intrat fotonii care au impregnat, au lovit hârtia fotografică. Dar ce s-a întâmplat cu dâra?
dura se atenuează spre margini. În principiu, acesta este rezultatul la care nu ne-am aștepta. Este un rezultat rațional, logic, pe care noi îl putem experimenta. Cea mai mare cantitate de lumină se concentrează pe zona vis-a-vis de pantă, existând o parte a fotonilor care se dispersează treptat de la poziția centrală către stânga și către dreapta. Acest rezultat se datorează caracterului de particulă. Noi avem de-a face cu particula, de materia fotonului, care în aceste condiții se manifestă ca o particulă. Adică prezența conștiinței noastre determină o anume influență, determină un anume rezultat. Dacă noi schimbăm experimentul și luăm o cutie cu două fante paralele, două fante, deci aceeași cutie opacă cu aceeași hârtie fotografică în spate și cu două fante paralele, ce se poate întâmpla? Deci, atenție, dacă fotonul ar fi particula, poate ne-am aștepta să observăm pe hârtia fotografică două dâre întunecate, paralele, situate la o distanță una față de cealaltă, o distanță egală cu cea dintre fantele prin care au intrat fotoni, adică lumina. Însă, realitatea ne arată că nu este așa. Și anume, noi vom obține un șablon de interferență constând în benzi luminoase și întunecate, paralele care alternează la distanțe inegale. Acest lucru a fost explicat prin faptul că, de această dată, fotonii acționează ca o undă și nu ca o particulă. Cele două fante acționează ca surse punctuale de undă în interiorul cutiei, interacționând una cu cealaltă. Unde este partea uimitoare? Partea uimitoare este faptul că uneori ele se întăresc reciproc, iar alteori se neutralizează reciproc, precum undele circulare de la suprafața apei când arunci un obiect. Ce este interesant aici? Dacă repetăm experimentul cu două fante, dar aruncăm fotonii unul câte unul, încât ei să nu interfereze, fără să știm prin ce fantă trec, tot vom obține șablonul de interferență. Deși, în principiu, un foton nu poate interfera cu el însuși. Acest lucru a făcut ca teoreticienii să dezvolte niște ecuații complicate, niște teorii savante, prin care se explice cum particulele pot fi și unde, afirmând că acestea se pot afla în mai multe locuri în același timp. Acum, întrebarea este, unde este partea de necrezut, partea uimitoare? Cu toate acestea, misterul apare atunci când repetăm experimentul, dar de data aceasta punând însă un observator în dreptul uneia dintre fante pentru a vedea pe unde intră fotonul. Asta este mintea acelui observator. Te uiți și te gândești pe unde intră fotonul. Doar atât. Te uiți și gândești. Conștiința e prezentă și acționează. În mod surprinzător, pe hârtia fotografică obținem o singură bandă întunecată, ca și cum fotonul observat și-ar pierde calitatea de undă. De fapt, nu numai fotonii au acest comportament, dar chiar și atomii, chiar și moleculele au un comportament asemănător. Misterul introduce noțiunea de observator, iar acest observator modifică rezultatul prin simpla sa prezență. Chiar dacă ar sta acolo, doar să fie conștient de zona respectivă, deja experimentul se modifică. Acest lucru ia în calcul existența conștiinței
element prin care subiectul experimentului devine conștient de existența observatorului. Când noi vorbim de această mecanică cuantică și conștiință, tragem niște concluzii, anume, sub ochiul atent al observatorului, lumea se schimbă, electronii se comportă la fel, fulerenele se comportă la fel, electronii și fulerenele încetează să demonstreze proprietățile lor de undă, plăcile de aluminiu se răcesc, particulele instabile îngheață în timp ce trec prin procesul de descompunere, oare nu cumva ar putea fi aceasta dovada implicării conștiinței noastre în modul în care funcționează lumea? În acest sens, poate că afirmațiile lui Jung și ale lui Pauli, Wolfgang Pauli, un mare fizician austriac, laureat al Premiului Nobel, pionier al mecanicii cuantice, ce spun? Ei spun că afirmațiile respective, potrivit cărora legile fizicii și conștiința ar trebui să fie considerate complementare, au fost corecte. Deci, în toate aceste experimente cu observații, experimentatorii au avut un impact inevitabil asupra sistemului. De aici deducem un principiu comun și foarte important. Nu se poate observa sistemul sau măsura proprietățile sale fără a interacționa cu acesta. Și în cazul în care există o interacțiune, va avea loc o modificare a proprietăților sale. S-ar părea că ne aflăm la doar un pas de a admite că lumea din jurul nostru este doar un produs iluzoriu al minții noastre. O altă întrebare care îmi vine în gând este ce anume i-a făcut pe oameni să acceptă această fizică cuantică, această mecanică cuantică. Vedeți dumneavoastră, sunt o mulțime de fenomene, o mulțime de trăiri, o mulțime de evenimente prin care noi trecem și toate acestea arată clar că ele nu pot fi explicate de această fizică termodinamică. Deci, faptul că fenomenele și legile cu care lucrează termodinamica nu poate să explice o mulțime de procese, i-a determinat pe oameni să folosească fenomene și legi ale mecanicii cuantice pentru a explica o sumedenie de procese și fenomene prin care trecem zi de zi, în fiecare zi. Ceea ce știința și termodinamica nu prea poate, ori le neagă, ori le trece în plan secund, mecanica cuantică are un răspuns, are o explicație, are un know-how prin care să poți să repeți lucrurile și să ai rezultate repetitive. Haideți să vedem niște exemple mai concrete. În drumurile mele în Asia, special în zona siberiană, am avut de-a face cu Academia de Științe Naturale din Rusia. În această academie am întâlnit foarte mulți oameni de știință, oameni extraordinar de valoroși, cum ar fi profesorul Akimov, profesorul Stanislav But, Peter Gariaev, Grigori Grabovoi și, bineînțeles, Vladimir Poponin, la care o să mă opresc, pentru că întrebarea este de ce mă voi opri. Ce a adus nou acest Vladimir Poponin? El a efectuat mai multe experimente, dar aceste experimente au avut de-a face cu un cumul de discuții dintre el și Gariaev, anume legat de ADN, legat de particularitățile ADN-ului. Analizele ieșeau proaste,
aveam o stare de agitație, nu dormeam bine. Purtând acest aparat în fiecare zi, a fost o surpriză foarte mare pentru noi. Analizele care le-am făcut au ieșit în limite normale. Deci am îmbunătățit starea de sănătate total, din cap până în picioare. Pentru cei care vor o sănătate fără multe medicamente, fără multe tratamente, îl recomand la toată lumea. Experimentele pe care le-a făcut a dovedit că ADN-ul uman influențează lumea materială printr-un așa numit câmp nou și necunoscut până în momentul în care profesorul Akimov l-a demonstrat și a putut să creeze un generator controlabil de unde torsionice, adică câmp de torsiune. Un câmp informațional foarte extins. Și profesorul Akimov a creat aceste generatoare de câmp torsionic care poate să imprime niște caracteristici particulare materiei. Poate că voi mai reveni la povestea asta. Fiecare om din cei enumerați reprezintă o parte din viața mea, o parte din învățăturile pe care le-am asimilat acolo. Cum a decurs experimentul? La început, Poponin a creat vid într-un tub, măsurând distribuția fotonilor din acesta. Așa cum se aștepta, distribuția particulelor de lumină era aleatoare. După aceea, a plasat în respectivul tub vidat ADN uman și a măsurat din nou distribuția fotonilor. De data aceasta, s-a constatat că distribuția fotonilor s-a schimbat într-o formă aleatoare, acestea grupându-se după tiparul materialului genetic. Ce s-a întâmplat mai departe? Deși chiar și rezultatele obținute până în acest moment erau spectaculoase, dovedind că ADN-ul are capacitatea de a influența mediul din jurul lui, descoperirea uluitoare a venit abia după scoaterea materialului ADN din tubul vidat. Ei bine, în momentul în care s-a măsurat din nou distribuția în tub a fotonilor, s-a constatat că acestea se comportă ca și cum ADN-ul ar fi fost tot acolo. Ori lucrul acesta deja a creat un impact, o perspectivă a cercetării fabuloase, cu niște orientări spectaculoase. Deci, mai mult decât atât, fenomenul distribuției fotonilor după tiparul ADN-ului s-a păstrat în interiorul tubului chiar și la luni distanță după scoaterea materialului ADN. Fenomenul fiind botezat ADN fantomă. Acum, întrebarea este, acest fenomen poate să explice o mulțime de fenomene strani, cum ar fi cozmarurile, stările de rău, camere în care unele persoane intră și se simt rău sau se simt afectate sau, din contră, se simt bine, aghiazma, modul cum ea este imprimată sau unele obiecte care au niște programe ca un fel de blesteme, obiecte vechi, bijuterii medievale, antice. Toate acestea acum au o explicație, adică au o explicație, o imprimare care s-a făcut în trecut și care continuă să existe în prezent și în viitor. Întrebarea e de ce? Pentru că aceste spații sau obiecte poartă împregnările vechilor proprietari și doar prin anumite acțiuni speciale poate fi curățată informația subtilă veche. Adică se poate neutraliza. Dar a neutraliza ceva nu este suficient. Este nevoie să ocupe acel spațiu cu un program nou care să poată să te susțină.
să susțină viața, evoluția, gândirea, deschiderea noastră către Dumnezeu. Deci, atunci când ne gândim că o singură mostră de ADN a putut să influențeze un anumit spațiu pentru mai multe luni, deși a stat în acel tub vidat doar o mică perioadă de timp, putem înțelege în ce fel sunt împregnate cu câmp informațional legat de ADN-ul propriu, tot ceea ce ne înconjoară. De aceea, noi, în practica de Jinan Qigong, avem practici speciale de abordare în care se produce o curățare puternică energoinformațională și după care o impregnare puternică cu un câmp, un program propice vieții. De aceea este esențial să învățăm, să curățăm spațiile și situațiile, relațiile și scopurile cu care lucrăm. Este exact ceea ce am predat la ultimul curs, care a fost un succes deosebit, care se va repeta în luna mai. Deci, de aceea, pentru noi, când auzim despre acest experiment, noi ne punem în minte clar, aha, deci trebuie să avem grijă cu cine ne însoțim, cu cine stăm de vorbă, cu cine noi avem de-a face, cine ne gătește, ne dă mâncare, ne dă apă, ne dă diverse daruri, unde locuim, cine ne sunt modele în viață. Pentru că conștiința noastră se hrănește cu modele. Conștiința se hrănește cu modele. Da, dar modelele sunt forme. Noi avem nevoie de informație. Așa că, inevitabil, câmpul informațional propriu al acestor oameni cu care noi avem de-a face acționează. Stă în puterea noastră să alegem, unu, să nu interferăm cu câmpurile lor, doi, să ne pregătim și să înțelegem cum să ne dezvoltăm puterea internă pentru a trece prin toate aceste lucruri fără urmări și este important să concluzionăm acest experiment. Prima concluzie este că vidul nu este un spațiu gol, cum se credea până atunci. E unul plin de informație, plin de energie, în care există fotoni care pot fi măsurați destul de exact cu instrumente speciale. A doua concluzie. Substanța din care noi suntem creați și conține întreaga informație despre noi, respectiv ADN-ul nostru, are o influență directă asupra particulelor din care este creată lumea din jurul nostru, respectiv asupra materiei înconjurătoare. A treia concluzie. ADN-ul uman este rapid influențat de gândurile și emoțiile noastre, schimbându-și structura. A patra concluzie. Genele ADN sunt modificate de energiile din exterior, indiferent de sursă, indiferent de distanță. Dacă noi ne gândim la epigenetică, adică știința care se ocupă cu studierea acestor fenomene, noi putem să mergem și mai departe, și anume la tot ceea ce spune Peter Garaiev despre ceea ce este dincolo de ADN. Ceea ce spune el, marea majoritate a maestrilor din Asia cu care am stat, am învățat, cu care efectiv am împărțit o mare parte din viața mea. A cincea concluzie. La a patra concluzie există, eram în întâi la medicină generală și la genetică, mi se spunea că noi avem 10% din materialul genetic lucruri folositoare, iar celelalte 90% ar fi lucruri nefolositoare sau junk DNA. Greșit.
Greșit. Acum au mai schimbat, au zis că nu, că de fapt doar 5% ar fi folositor și 95% ar fi nefolositor. Totuși, o mare parte din cercetătorii din Est, însemnând țările din Est, Rusia, China, Japonia, Coreea, deci India vine cu pași mari, puternici în cercetare, afirmă că de fapt nu există junk DNA. Există ceva pe care noi nu-l știm, nu-l înțelegem, pentru că încă nu suntem suficient de dezvoltați din punct de vedere spiritual. Revin la a cincea concluzie. Suntem într-o permanentă stare de emisie, recepție, transmitând informații prin intermediul ADN-ului nostru, și tot prin el putem să și recepționăm informația pe care apoi să o magazinăm. Așa cum am spus în multe emisiuni de ale mele, am spus că dacă avem un potențial, o diferență de potențial membranar celular puternică, atunci ADN-ul nostru funcționează ca o antenă cosmică care ne branșează, ne conectează la serverul central. Dacă această diferență de potențial membranar celular scade până la o limită de supraviețuire, noi nu mai putem să branșăm la serverul central, rămânem pe memoria proprie, dar nu mai putem să facem update și upgrade zilnic, adică să fim în pas cu ceea ce se întâmplă aici acum. Și aici este rolul credinței, rolul practicilor spirituale. Fără acest rol, noi avem o mare problemă. Navigăm în necunoscut, fără să știm de unde am plecat, unde suntem și unde vom ajunge. Deci, întrebări simple. Cum este un om natural? Este un om conectat cu natura. Când este un om bombardat de tehnologie, gen ecrane, calculatoare, telefoane, cum este el? Este un om rupt de realitate. Ce anume a pierdut omul în ultimii 120 de ani? A pierdut capacitatea extrasenzorială și coerența de sine. Ce s-a întâmplat cu energia mentală, emoțională, sexuală în ultimul secol? A scăzut. Inclusiv energia mamei pământe, câmpul magnetic, a scăzut foarte mult. Oamenii s-au refugiat în diverse pentru a fugi de responsabilitate. Care sunt cele mai evidente capacități ale omului care s-au pierdut pentru mulți? Orientarea. Uitați-vă că odată cu folosirea GPS-ului, oamenii nu mai au simț de orientare. E ceva fabulos. Noi trăim lucrurile astea. Vedem cum un om, dacă nu are GPS, e pa, nu știe să ajungă acasă. Empatia. Astea sunt lucruri deja. Telepatia, decorporarea, vederea cu cel de-al treilea ochi, dematerializarea. Dacă mă întrebați, a fost întrebarea asta și am zis să răspund acum, anume dacă există vreo poveste care să pomenească despre aceste capacități. Despre al treilea ochi. Glanda pineală este cel de al treilea ochi. Și când noi eram mici, am auzit mult vorbindu-se despre o poveste a lui Pinocchio. Cuvântul Pinocchio este format din două cuvinte. Pin, de la pin, care simbolizează glanda pineală. Occhio, din italiană, este tradus ca și ochi. De aceea, mergi la un oculist, un oftalmolog. Așadar, pin, occhio, înseamnă glanda pineală. Pinocchio, în poveste, este o păpușă. Nu este o persoană reală, adevărată. De fapt, este o simbolistică prin care nouă ni se transmite o cunoaștere.
Pentru că această persoană, această opusă să devină o persoană reală, adevărată, pentru a ascende la această relație cu viața, cu divinitatea, la un moment dat se conștientizează faptul că ai nevoie să activezi această glandă pineală. Ai nevoie și pentru ca să o activezi, ai nevoie să te oprești din a mai spune minciuni. Trebuie să încetezi, să te lași amăgit de prietenii tăi. Ai nevoie să te oprești de la a mai merge la tot felul de lucruri care să îți facă mintea să flutură. Spectacole, circ, pâine și așa mai departe, așa cum majoritatea filozofilor lumii au spus. Ai nevoie să încetezi, să te înveți, să te intoxici cu țigări, cu droguri. Practic, ai nevoie să fii treaz. Mi-aduc aminte în China, de exemplu, majoritatea maicilor spuneau așa: este bine să bei un ceai, dar dacă tu, practica ta începe în 2 ore, elimină ceaiul și caută să intri cu o conștiință nealterată în practică pentru a obține rezultate. Deci, glanda pineală este cel de-al treilea ochi și este conștiința noastră cea mai înaltă. Și dacă vrei să fii cu adevărat, să fii real, să înțelegi mai mult despre această poveste, citește povestea reală a lui Pinocchio. Ea a fost foarte mult simplificată, foarte multe afirmații de acolo au fost eliminate. E ca și cum noi am citit 1001 de nopți, cele 14 volume, și urmă am citit 1001 de nopți într-o formă simplificată a lui Eusebiu Camilar. Da, el a făcut totuși un bine faptul că a scos din povestire lucruri legate de sexualitate, de eros, de tanatos, de partea legată de ocultism, dar a scos practic esența care se vrea transmisă prin intermediul acelor basme. Dacă citiți 1001 de nopți, volumul 4, din cele 14 volume apărute în BPT, Biblioteca pentru Tot, observați că volumul 4 este extraordinar de coerentă și similară cu învățătura cu cartea Fuziunea celor 5 elemente scrisă de Mantaccia. Fantastic, este o similaritate incredibilă. Deci, merită să citiți. Acum, dacă noi vorbim despre empatie, telepatie. Până la telepatie, noi avem nevoie să reorganizăm povestea creierului nostru. Avem nevoie să obținem ceea ce v-am spus cu mai multe emisiuni, mai multe întâlniri ale noastre în urmă, avem nevoie să obținem o bună relaxare. Și atunci noi vorbeam despre antrenarea cu piși vagus. Da, poate fi înlocuită în sensul că poți să lucrezi cu training autogen Schultz, dar îți va trebui 8-10 luni, un an jumate, ca să atingi nivelul de relaxare pe care îl poți obține în câteva zile cu piși vagus. Piși vagus îți poate curta foarte mult drumul. Da, poți să obții o stare de echilibru privind emisferele cerebrale, privind starea de coerență alfa prin meditație, dar asta poate să-ți ia 5, 7, 8, 10 ani. Lucru pe care poți să-l obții din prima în momentul în care lucrezi cu Black Box, cu PC Vortex. Da, poți să obții o stare de împământare puternică prin practică, dar și asta îți va lua timp, 6-8-10 luni, și poți obține lucrul ăsta instant prin folosirea aparatului Pișinova. Deci iată că, și voi descrie lucrurile astea, voi descrie de ce oamenii aleg această cale și care sunt cei care aleg această cale. Deci, toate acestea
te relaxează, te ordonează, te reîntorci la natură, te conectează cu natura, te aduce în situația de a simți cu sufletul. Sufletul. Este important. Și apoi, creierul este cel care te ajută să ai mai multe opțiuni, dar sufletul este cel care face conectarea. Haideți să vorbim un pic despre partea aceasta cu telepatia. Important. Deoarece procesul de telepatie nu poate fi măsurat cu tehnologia actuală, abordarea este puțin diferită. Abordarea pe care o recomand este de a măsura rezultatele telepatiei. Ultimii 20 de ani, lucrând cu aparatură de biofeedback și lucrând, fiind implicat într-o mulțime de studii de laborator vis-a-vis de acest fenomen, am observat că măsurând semnalele corpului, putem să măsurăm modul în care corpul respectiv receptează un mesaj, putem să măsurăm puterea de emisie a unui om care induce acel mesaj. Deci, prin măsurarea diferitelor semnale corporale, putem crea circumstanțe fiabile pentru testarea influenței telepatice de succes. De exemplu, măsurătorile temperaturii la un deget, precum și fluxul de energie cerebral, ULP, la nivelul mâinilor, creează o platformă pentru teste și experimente chiar interesantă. De fapt, ce urmărim noi când testăm toate acestea? Dacă telepatul sau cel care influențează trimite mesaje sau semnale suficient de coerente, de puternice, de focusate, care indică o schimbare a focalizării destinatarului de la o mână la alta. Deci, când noi facem testul de temperatură, putem gândi puternic la adresa subiectului privind, deci, privind mâna stângă sau mâna dreaptă care să se încălzească. Și noi putem aștepta să se întâmple o schimbare a măsurătorilor. Noi putem vedea lucrul ăsta și în momentul în care noi măsurăm activitatea cerebrală, și anume măsurăm distribuția energiei la nivelul celor 8 lobi ai creierului. Putem observa lucrul ăsta și atunci când măsurăm activitatea amigdalei și vom vedea că, pe măsură ce amigdala a devenit dominantă, capacitățile speciale ale creierului s-au estompat. Deci, calea pentru a dezvolta empatia, telepatia și multe alte capacități este de a diminua activitatea amigdalei stânga-dreapta și a prolifera, a împuternici activitatea lobilor frontale. Și o să observați că în funcție de disciplina pe care noi vrem să o dezvoltăm, de obiectivul pe care îl dezvoltăm, noi împuternicim lobul care ne interesează. Deci, în plus, noi putem experimenta sugerând, efectiv prin sugestie mentală, schimbări de temperatură care s-ar putea manifesta, adică ar putea să devină vizibilă într-o măsurătoare live a temperaturii subiectului. Ce provocări apar? Ce obstacole apar? Din propria noastră experiență vis-a-vis de experimentele telepatice, am ajuns la o concluzie că o bună activitate a lobului temporal drept sugerează de obicei o rată de succes mai mare atunci când vine vorba de experimentele telepatice. Când vine vorba de a crea un om puternic, activ, creativ, constructiv, productiv, atunci noi vorbim de activarea lobului frontal stâng. Deci, pentru a deveni o forță în lumea aceasta fizică, în lumea materială, noi avem nevoie să împuternicim
lobul frontal stâng și să menținem activitatea amigdalei foarte, foarte scăzută. O să revin cu niște amănunte. Deci, aceasta este însă o zonă a creierului care de obicei, adică mă refer la lobul drept frontal, de obicei devine foarte influențabilă atunci când potențialul electric al amigdalei stânga-dreapta crește. Și în momentul acela omul devine un visător. Adică nu poate să devină o putere care să coordoneze și să subordoneze forța la toate nivelele în jurul lui. Prin urmare, pentru începători, este esențial să scădeți activitatea electrică la nivelul amigdalei prin tehnologia de whisper, tehnologia vortex, tehnologia piscivagus. Toate aceste tehnologii pot să creeze un plus valoare, pot să creeze un antrenament care să ducă la rezultate rapide. Și bineînțeles, prin desensibilizare. Există o tehnologie EDPS care te ajută să scoți din interiorul creierului, din interiorul subconștientului, trigger care declanșa un traum, un parfum de femeie pentru un bărbat, o femeie cu care nu a avut o relaționare bună, poate l-a trădat, poate l-a înșelat. Ori de câte ori va întâlni acel parfum, întreaga viața lui va fi răscolită și atunci tu vrei să scoți influența acelui parfum. Sau multe altele care pot să funcționeze ca trigger, cum ar fi cuvintele, cum ar fi sunetele, cum ar fi melodiile și așa mai departe, imaginele. Deci, o focalizare fiabilă poate fi apoi realizată mai ușor în momentul în care noi am diminuat activitatea amigdalei stânga-dreapta și, foarte important, nu vor apărea influențe de anxietate, tendințe anxioase. În plus, recomandăm un lob frontal foarte bine instruit, activ, adică exersat. Nu este suficient să-i dai putere. Trebuie să-l înveți ce să facă cu puterea respectivă. Realizarea acestui lucru este adesea un rezultat al formării prin ceea ce noi numim mindfulness, adică tehnici de meditație, tehnici care încep, au o bază de început, anume prin a dezvolta legătura dintre minte și corp. Privind această tehnologie, există niște forme de biofeedback foarte puternice care chiar dezvoltă această legătură dintre minte și corp. Ca și în cele mai multe abilități mentale, un nivel bun de relaxare este de obicei necesar pentru a avea orice fel de succes. Adică dacă vrei să ai succes în sănătate, ai nevoie de relaxare. Dacă vrei să ai succes în partea spirituală, ai nevoie de relaxare. Odată ce pierzi relaxarea, ai pierdut deja garanția succesului. Acest lucru poate fi îmbunătățit, pe de o parte, prin tehnologiile respective, Piscivagus, Vortex, Black Box, Whisper, dar combinate cu tehnici de relaxare, de respirație și multe altele. Pentru a își demonstra succesul, de obicei sugerăm o măsurare a conductanței, a rezistenței pielii, conductanța bazală a pielii și a temperaturii de la periferie. În general, degetul arătător este foarte bine conectat cu o mare parte din potențialul creierului, pentru că noi suntem mereu obișnuiți să arătăm, să dăm indicații. Cea mai recentă abordare, la ora actuală, combină tehnologia PC Vortex cu Whisper. Whisper este o tehnologie de nivel avansat care, pe de o parte, diminuează activitatea cerebrală, activitatea amigdalei stânga-dreapta, reîmputernicește activitatea lobilor frontali, creează o mică dominanță a lobului
lobului stâng frontal și prin aceasta îți dă puterea să poți să controlezi o mulțime de activități subtile care uneori sunt într-o formă de... Nu toată lumea poate percepe lucrul ăsta, exact cum sunt mesajele subliminale, adică sub nivelul de conștiență comun. Deci, putem spune că ai nevoie să creezi această stare de echilibru pentru ca să apară acea stare de spirit, adică stare de multiposibilitate, adică ceea ce noi numim omnipotență, omniprezență, omnisciență. Când noi reglăm temperatura și coerența, deja noi accesăm funcțiile superioare ale creierului și mintea conștientă este mult mai mult la înaintare, luminând zonele obscure din viața noastră pe care începem să le controlăm. Deci, dacă noi vorbim de telepatie, întrebarea este cu ce? Cum o antrenăm? Așa cum am spus, noi avem nevoie de o minte echilibrată, armonizată și o coerență alfa pe care noi nu putem să o obținem așa, bătând în palme. Ori e nevoie de a investi timp pentru a economisi bani, ori e nevoie de a investi bani pentru a economisi timp. Aici trebuie să vă puneți întrebarea să vedeți ce opțiune vă aranjează cel mai bine. Cum aducem mintea în această fază de echilibru? Dacă noi mergem pe ideea să investim bani ca să câștigăm timp, am spus, tehnologiile Nova, PC Nova, PC Vortex și PC Vagus sunt extraordinar de bune. Dacă noi mergem pe ideea de a economisi bani, dar a investi timp, da, avem nevoie de practici speciale, de tehnicile de Junang pentru a dezvolta, a reface această arhitectură a creierului. Acum, în ambele aspecte și chiar și aspectul 3, noi avem nevoie de un element central. Acest element central noi îl numim transformare. Deci, dacă vorbim de transformare, întrebarea este ce și cum antrenăm această transformare. Aparatele de biofeedback îți permit să experimentezi transformarea în timp real. Fiți atenți că acum noi vom vorbi despre mecanică cuantică, fizică cuantică, prin trăirile pe care voi le aveți în fiecare zi. Voi, noi toți facem lucrul ăsta mereu și mereu, numai că avem nevoie de cineva să ne spună, uite, așa arată lucrul pe care tu îl cauți. Așa îl poți tu găsi. Așa îl poți tu analiza. Așa îl poți tu controla. Deci, când noi începem să antrenăm această transformare, noi ne lovim de trei situații. 1. A. Nu avem rezultate. B. Apar când nu te aștepți. C. Când revii la prezent, după ce ai lăsat o baltă, deja observi acea schimbare. Deci, când ești fixat pe prezent, nu obții nimic pentru că stai fixat pe prezent. Atenție! Nu apare rezultate pentru că ești fixat pe prezent, ești acolo ca pisica la pândă, să vezi momentul când apare. Nu apare. Plantele cresc când nu te uiți la ele. Faceți un experiment cu busuiocul, o să vedeți. Cu cât vă uitați mai mult la el, luați două ghivece, într-unul puneți un busuioc și în celălalt un busuioc. Busuiocul A, nu-l bagi în seamă, nu te uiți la el. Busuiocul B, mereu cu ochii pe el să vezi când crește. După numai 2 săptămâni veți vedea o diferență teribilă. Și veți vedea că conștiința umană interferează. Și puteți să vă luați busuiocul C, în care doar să produceți o intenție puternică, să adunați energie multă, să creați o emoție puternică și să materializați mesajul și apoi să dați drumul, să lăsați totul să se întâmple. Ce veți observa?
Busuioc cu C crește cel mai înalt. Busuioc cu A crește în ritm normal. Busuioc cu B, pitic. Deci noi putem experimenta această gândire cuantică cu lucruri simple. Bineînțeles, ceea ce e cel mai interesant, abia acum urmează să vă spun. Un om este răcit, are nasul înfundat, te duci. Pune nasul cu apă salină, cu ser fiziologic, ok. Dar încă nasul nu este bine. Și uiți de el. Și dimineața când te trezești, vezi că nasul funcționează perfect. Deci, când vrei să materializezi ceva, vezi că nu este, apoi vezi că deja este. Dacă noi ne gândim la celebrul personaj, celebrul maestru din India, Sai Baba, cu acea cenușă pe care o materializa, mai am un borcan pe undeva pe acasă, Vibhuti, noi putem observa procesul dintre non-ființă și ființă, acest proces de transformare nu-l vezi, nu-l sezizezi. Atâta timp cât fixezi cu atenție ceva, acel lucru nu se va schimba. Oprește-te de a observa procesul. De exemplu, mama stă în spatele copilului când își face temele și începe să-i spună: e bine așa, nu e bine așa, tot timpul interferează cu el. Și interferând cu el, prin conștiința ei proiectată pe copil, îl va bloca și nu va putea să facă mai nimic. El nu va putea să se transforme. De aceea trebuie o abordare diferită. Dă-i direcție, dă-i putere, dă-i emoții puternice și apoi lasă-l în voia Domnului și după un timp când revii, vezi că deja s-a întâmplat. Deci așa funcționează, da. Toți cei care se agață de iluzia controlului pe ideea că ochii stăpânului îngrașe porcul, cred că asta este ceea ce vor, control. Dar nu este adevărat. Ei vor, de fapt, rezultate. Esențialul ce trebuie înțeles este că avem nevoie de o comunicare cu sinele interior, sinele superior. Și astfel putem să transformăm realitatea. Cum apar vindecările spontane? Pune la un loc informația, energia, emoția și apoi pregătește-te să dai drumul și deja s-a întâmplat. Clientul, omul, practicantul, căutătorul, trebuie să-și ajusteze așteptările în funcție de cât investește în termen de resurse și efort. Atunci când un om își pune tot felul de aparate și la un moment dat se uită pe tot felul de gadgeturi, investiția este minimă și rezultatul va fi minim. Atunci când îți este greu să crezi că ceva bun se poate întâmpla, în fapt, intenția va fi blocată de frică. Energia este scăzută pentru că ori ești încordat, ori ești obosit, ori ești bolnav. Iar emoțiile sunt nepotrivite deoarece toate acestea te fac să te simți nefericit. Îți pun întrebarea cât de puternic poți să trăiești starea de fericire. Și mai pui întrebarea ce se întâmplă când nu ai rezultate. Aici este exact elementul esențial în care fizica cuantică și fizica termodinamică sunt la graniță, iar omul este între cele două granițe. Cum să te desprinzi, să te dezlegi de această condiționare termodinamică pentru a accesa lumea cuantică. Cum să treci de la particulă la undă? Este ceea ce învățam în China când eram la Shaolin și anume tutorele meu de acolo îmi spunea că Adrian, trebuie să te gândești la tine ca la un corp de lumină, un corp de chi, nu de carne, nu muritor. Pentru că eu îmi puneam întrebarea cum călugăricele la
La 80-90 de ani fac tot felul de salturi prin aer și bag mingea și fac o mulțime de chestii pe care nici măcar un copil nu le face sau un gimnast le face cu greu. Deci noi suntem corp de lumină, nu corp de carne. Deci, ce se întâmplă când nu ai rezultat? 1. Oamenii nu ajung la intenția, energia și emoțiile potrivite ca masă critică. Adică minimum de bine care să-ți permită să obții rezultate. Și acesta este unul din motivele pentru care aparatele pot fi un sprijin, pot fi un ajutor. Ele vin și adaugă acea picătură care face diferența. Deci, 2. Majoritatea oamenilor nu își pot permite să petreacă întreaga viață pentru a studia, a practica aceste lucruri, deoarece sunt prea mulți factori perturbatori și prea puține resurse. De aceea în China se zice că omul sărac învață litere, omul bogat învață ușuți, gong și multe altele. 3. Pentru a te elibera de factorii perturbatori, tehnologia PC Vagus, PC Vortex, PC Whisper te pot ajuta pentru a te elibera de frică și anxietatea constantă. De ce? De unde vine frica și anxietatea constantă? De la valori foarte mari electrice, energie foarte mare pe care amigdala, stânga și dreapta, începe să o acumuleze și tot timpul te invalidează, te blochează de libertate, putere și expresie de sine. Da. Foarte mulți acum care folosesc tehnologia Black Box Vortex îmi scriu extraordinar. Am lucrat 30-40 de ani. Și acum, după numai primele două ședințe, am putut să experimentez o stare de libertate pe care n-am avut-o niciodată. O stare de potență la toate nivelele pe care n-am avut-o niciodată. E corect. Mai aveau nevoie de acea picătură care să creeze acea masă, acea inerție minimă cu care să poată să demareze. Deci, oamenii pretind că pot, că fac, că știu, că ei cred, că dau drumul la atașamente. Dar, din nefericire, majoritatea ajung la o limită în care nu mai pot, nu mai știu, nu mai cred și nu dau drum. Și acesta este, din nou, un motiv de a măsura abilitățile noastre cerebrale, de a putea să, pentru că dacă poți măsura, poți controla, de a putea să faci pașii corecți. 5. Oamenii, în general, nu sunt suficient de pregătiți pentru că nu iau suficientă, nu au suficientă intenție, putere, emoție și detașarea potrivită. 6. De aceea, când ei realizează că nu le merge, că nu înțeleg, că nu pot și nu fac, abia atunci au ajuns pe drumul cel bun. Nu toți fac asta, dar fiecare va ajunge la un moment dat la această idee. Și atunci ei încep să folosească tehnologia, încep să folosească aparate, practici, încep să folosească această triadă de aur, anume medicina energoinformațională, PC Power și partea legată de Qigong Jineng. Și în felul acesta au rezultate pentru că ajung la acel minimum de bine care poate să dea rezultate, ajung în faza în care au un cuvânt de spus, adică drept de veto în ceea ce privește soarta lor. Și asta e mare lucru, să poți să ai un cuvânt de spus despre soarta. Să poți să spui un cuvânt de bine despre tine. Dacă stai, privești la ecran și nu faci nimic, nu te aștepta să scapi de probleme. Deci, oamenii, un alt aspect, oamenii caută vinovați în loc de rezolvări la problemele lor.
și vor căuta oameni asupra cărora să proiecteze responsabilitatea soluționării problemelor create de ei. Acum, tu ești responsabil, tu să mă vindeci, pentru că de asta am venit la tine, eu stau în colțul meu, nu fac nimic și aștept ca tu să faci totul și să mă rezolvi ce am pasat, psihica, ce am pasat problemele și este treaba ta și nu a mea. Sau, o să ți-o spun într-un mod mai delicat, mai subtil, știi, fă tu ce poți și o să mă apuc când o să simt eu că o să pot face. Da. Acesta este modelul de a construi un eșec sigur. Unii se gândesc la reîncarnare sau suicid ca fiind o scăpare. Dar asta înseamnă doar că nu ai reușit să treci de pasul 1 din cele 200 de lecții ale vieții și mai mult îl vei repeta ca un om care nu termină clasa 1, mereu și mereu și mereu. De aceea, nu e o rezolvare. Suicidul nu e o rezolvare. Pentru că atunci când ai făcut lucrul ăsta, repeți actul sinuciderii până când revii din nou la viață. Și repeți, repeți, repeți până când orice parte din ființa ta de lumină este pur și simplu refuză să se mai gândească la asta ceva. Și atunci când vii la o nouă viață, nu mai vrei soluția asta. Puteai să faci asta din prima. Deci, necesitatea prioritară își dă direcția bună care îți formează intenția puternică. Necesitatea creează hotărârea, creează înțelegerea, care creează intenția, direcția. Și asta este primul pas important. Și apoi aduce energie. Când nu ai energie, folosește-te de ordonarea stilului de viață. Folosește-te de aparatură, ce am spus, vortex, activator, vag. Și nu uita că adevărata valoare a observațiilor tale îți dă puterea de a alege. Rezolvă-ți, abordează necesitățile în ordinea priorităților. Așa vei construi întregul și vei produce transformarea. Puterea transformării este de fapt înlocuirea unei realități cu o altă realitate. Și asta este esențial. Și mă pregăteam acum să trec la partea cu teleportarea. Am vorbit de telepatie, am vorbit de transformare. Deci, ori de câte ori vrei să transformi ceva, creează o intenție puternică, o direcție puternică, adună putere, creează o emoție înălțătoare, puternică și dă drumul. Lasă să se întâmple. Și revină peste un timp. Pur și simplu uită. Oamenii fac aceasta inconștient. Încearcă de multe, 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 multe ori și la un moment dat dă deoparte și uită și când nu mai așteaptă nimic, deja s-a împlinit, deja s-a făcut, deja există. Doamne, cât am muncit la lucrul ăsta, fantastic, și acum a venit așa până pusă masa. Toți am trăit lucrurile astea. Toți. Și le trăim mereu și mereu și mereu, dar avem nevoie de cineva care să ne spună, să ne tragă de mânecă, să ne facă atenți. Deci, este important să înțelegeți că dacă nu aveți suficientă putere, trebuie doar să adăugați acea putere. Dacă nu aveți o intenție puternică, trebuie să vă relaxați, să vă liniștiți, să vă focusați creierul. Dacă nu aveți o emoție bună, trebuie să diminuați activitatea amigdalei. Și toate astea duc la împlinirea dorințelor voastre bune, care să vă crească. Cineva mă întreabă, Adriana, de ce nu am putere? Pentru că ne apropiem de final. Puterea înseamnă diferența de potențial membranar celular. Înseamnă un cumul de electroni
major față de ceilalți. A spus că curentul electric este o înșiruire de electroni. Pe o direcție. E ca un semiconductor. Și am spus că această înșiruire de electroni o măsurăm prin volți, tensiunea, volți, milivolți, microvolți, volți. Și noi avem nevoie de minim 22 de milivolți pentru ca noi să fim în normă. Dacă noi vrem să construim ceva, avem nevoie de minim 50 de milivolți. Dacă noi vrem să descătușăm acea putere uriașă de noi, avem nevoie deja de 75 de milivolți, până la 90 de milivolți. Cine ne fură electroni? Cine ne fură electroni? Oamenii mănâncă vegan, mănâncă non-vegan, indiferent cum mănâncă, cel mai mare furător de electroni este frigiderul. În momentul în care noi băgăm legume, verdețuri, totul acolo, acele elemente, acei nutrienți sunt deposedați de electroni. Și noi le luăm, mâncăm vegan, dar noi nu mai avem electroni. Și ăsta este cel mai important motiv. Nu numai că noi ne încărcăm cu paraziți, dar noi pierdem electroni. Și cel mai mare păpăcior de electroni este frigiderul. Nu este ceva care nu este util. Este cumva ceva care nu este complet. Și noi ar trebui să apelăm la tehnologia Imorplate, PC Imorplate. Această tehnologie este fabuloasă pentru că, pe de o parte, elimină toți agenții patogeni care ne pot afecta, iar pe de altă parte, încarcă cu electroni, încarcă cu viață, cu energie, toate acele mâncăruri care au trecut prin intermediul frigiderului. Și lucrul acesta poate îmbunătăți 98% din viața noastră. Pentru că, vrem, nu vrem, chiar dacă noi nu folosim frigiderul, toate aceste alimente trec prin divizii de frigidere până ajung la noi. Și dacă ajung la noi și îl mai băgăm și noi în frigider, s-a terminat. De aceea, Institutul de Cercetare de la Viena a creat această tehnologie, PC Imor Plate. Adică este o platformă cu care degradă un câmp foarte puternic, prin care curăță, deparazitează alimentele și prin care încarcă cu vitalitate, cu energie, cu electroni, hrană. Și în felul acesta potențează tot ceea ce noi băgăm în noi. Și când mâncăm viu, devenim vii. De fapt, asta este esența viului. Din cauza asta, noi avem foarte mulți care sunt vegani, sunt vegetarieni, mănâncă salată, mănâncă crudități, dar vitalitatea nu crește. Ăsta este motivul. Sunt multe de spus. Dar acum, în final, am spus esența. Și anume, pentru a înțelege misterul telepatiei, misterul transformării, misterul teleportării, trebuie să înțelegem că nu putem rezolva acest mister prin termodinamică. Avem nevoie să înțelegem mecanica cuantică, fizica cuantică, anume a crea o direcție puternică, o necesitate, o direcție, un sens, o intenție puternică. Avem nevoie de a acumula putere, energie multă și coerentă. Avem nevoie de a aduce o emoție înălțătoare și avem nevoie de a da drumul și lucrurile se întâmplă. Și asta este totul. Este un pas important, un pas mic față de viitor, un pas enorm față de trecut. A zis Armstrong. Întrebări. Am rămas dator cu teleportarea.
Și vom vorbi într-o emisiune viitoare despre experimentele teleportării, despre experiment Philadelphia, despre experimentul Nautilus, care pe de o parte a avut ca prim plan a pune la punct tehnologia de comunicare prin telepatie. Și această teleportare s-a dezvoltat foarte mult, nu datorită experimentului Philadelphia, ci datorită unui film, Star Trek. Ei, având fonduri foarte puține, nu aveau cum să facă toată recuzita aia. Și atunci au zis, ha, facem o cutie și îi spunem că este un teleportor. Și gata, omul a intrat în cutie, s-a teleportat și în felul ăsta am scutit o mulțime de bani. Așa s-a răspândit ideea de teleportare. Dar acest lucru există. Am văzut maestri care au putut să demonstreze această bilocație. Noi avem oameni care au activat în domeniul mănăstirilor, Arsenie Boca, când a trebuit să meargă la mormântarea mamei lui. Și a trebuit să facă acest lucru. Și mulți alții. A fost un mare ocultist al României, care a vrut, era în închisoare în perioada anilor 60, și a vrut să ajungă la Paris la un congres de paranormal, de parapsihologie. S-a dematerializat, s-a materializat acolo. Deci, sunt o mulțime de lucruri interesante, unele povestite chiar de Valeriu Popa, dar probabil că într-o emisiune viitoare vom vorbi despre ele. Cu siguranță. Și mulți dintre prietenii noștri probabil că se gândesc cum să aducă toate aceste fenomene în viața lor, pentru că toți speră să ajungă în moment, la acel moment în care vom putea să comunicăm telepatic, când noi o facem, dar Ăsta e avem. viitorul. Vrem, nu vrem, este exact ceea ce a spus Valeriu Popa. Paranormalul de astăzi este normalul de mâine. Vrem, nu vrem, spre direcția asta tindem cu toții. Oricât s-ar opune unii sau alții, cam ăsta e viitorul. Vreau să te întreb ca o ultimă întrebare. Tehnologia ne ajută sau ne împiedică? Și mă întreb acum, deci nu mă refer la această tehnologie despre care vorbești tu, ci mă întreb la inteligența artificială. M-am exprimat ușor greșit. Orice tip de tehnologie este ca un cuțit. Poți să tai pătrunjelul sau poți să tai gheruțele. Depinde de scop. Ca în orice, orice vrei să înveți, orice practică vrei să faci, orice tehnologie vrei să abordezi, întreabă-te mai întâi de toate care este scopul tău, care e finalitatea ta. Acest răspuns care va veni îți va spune clar dacă lucrul acela te ajută sau nu. Da, îți mulțumesc tare mult, Adrian. Mulțumesc prietenilor noștri care au stat și te-au așteptat așa cu inima la gură săptămâna trecută, dar uite, le facem plăcerea săptămâna asta. Ți-am arătat înainte de emisiune și am să le arăt și lor această plăcuță pe care am primit-o de la YouTube. Ea certifică cei 100.000, noi avem astăzi 150.000, dar oricum mulțumim. Este o confirmare a muncii noastre. Avem înștiințarea de când am făcut 100.000, numai că plăcuța nu ajunsese, hârtia era. Suntem un canal de YouTube recunoscut, oficial, muncim și ne place ceea ce facem și ne bucurăm că aducem atâta cunoaștere Aici celor. este multă pasiune. Acea dovadă pe care a arătat-o arată multă pasiune și mult suflet pe care îl puneți cu toții, toată echipa, și asta se vede. Este recunoașterea puterii sufletului vostru. De aceea spun mereu că ceea ce faceți voi acum are ecou dincolo. Da, fără prietenii noștri care ne urmăresc de acasă, nu am reușit să facem nimic fără cei. Uite, astăzi suntem chiar la 144.000 de prieteni. Da, uite, o cifră atât de frumoasă și cu atâta O încărcătură cifră mistică. Da, mistică. da, da. O Da. cifră mistică. Deci, în sensul acesta,
Oricum, noi ne vom întâlni în emisiunile următoare și ceea ce mă bucură este că sunt ce în ce mai mulți oameni care apreciază canalul 6 TV, te apreciază pe tine extraordinar de mult pentru calmul, înțelepciunea și intuiția de care dai dovadă și nu numai, prin tine, întreaga echipă, fata ta care este o fată minunată și ceilalți care lucrează alături de tine. Bineînțeles că și noi ne În străduim primul să rând, fim invitații, zic eu. alături de voi și la înălțimea voastră. Mulțumesc tare mult pentru aprecieri. Noi mulțumim tuturor invitaților noștri, îți mulțumim ție în mod special. Să știi că am notat, vorbim săptămâna viitoare despre experimentul Philadelphia și despre teleportare. Noi am făcut în 6 TV, dacă ții minte, o emisiune pe Da, prin această temă. 2016-2017. A, care acum a ajuns la vreo 200.000 de view-uri. Dar abia Absolut. aștept să reluăm subiectul. E extrem de interesant și, din punctul meu de vedere, lasă loc de multă imaginație. Adică, ceea ce e paradoxal este că subiectele cu care vii mă fac să devin conștient de faptul că am întâlnit atâtea oameni de valoare în viața mea și pur și simplu am dat mâna cu ei, am discutat cu ei, am ascultat învățăturile lor, folosesc tehnologiile lor și asta nu este decât un fel de conștientizare la nivel mare și, cum se zice, dar din dar se face raiul, știi? Adică am primit și la rândul meu am dat mai departe și este exact ce se spune, că semeni, unele semințe pică într-un loc fertil, altele mai așteaptă, altele cumva sunt pierdute pe drum, dar în cele din urmă oamenii încep să-și dea seama și încep să aprecieze toate aceste lucruri frumoase pe care voi le oferiți și Așa este. noi prin intermediul vostru și în felul acesta ei pot să revadă aceste emisiuni pentru că atunci când vezi doar o dată, sunt lucruri care te impactează, dar când vezi de mai multe ori, te fac să înțelegi, te pun în mișcare, te fac să acționezi, te fac să îți dai seama că deja viața ta s-a schimbat. Acesta este modul prin care noi am gândit că putem să venim cu ceva și să schimbăm o părticică mică, cât putem noi, din această lume în care abia pășim așa timid și încercăm să discernem realitatea de tot ceea ce este în jur. Dar cu răbdare și cu muncă vom reuși. Încă o dată. Multă pasiune și Dumnezeu în toate. Așa. Asta vă doresc. Îți mulțumesc tare mult, dumneavoastră, vă Doamna. mulțumesc că ați stat alături de noi. Până săptămâna viitoare, vă doresc să aveți fericire în suflet și putere în trup, să treceți cu bine peste săptămâna ce vine, să ne revedem sănătoși, o seară minunată. Mulțumesc, Adrian, seară bună! Doamna, numai bine. Foarte important, am uitat să spun, acest imunocup, credeți-mă, scoate metalele grele, pentru că e imposibil, toți avem metale grele, că se pune o grămadă de chimicale pe legume. Și alea intră în organism. E verificat pe mine, credeți-mă, când îmi fac analizele, că se face și pentru așa ceva, eu nu am. Nu am, dar am avut în timp. Am avut, pentru că e imposibil să nu ai. Toate sunt cu pesticide, toate acum nici nu se mai fac. Decât cu tot soiul de îngrășăminte. Ar trebui să cumpere toate.